Woohoo's Knifed, boys! Amă, vedea care va... Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de World of Tanks. Uitați-vă la graficile astea, băieți. Nu știu cum arată pe YouTube, dar la mine în calculator arată absolut genial. Și voi cu YouTube cu compresia și scade calitatea dintre videoclipul din calculator și de pe YouTube. Dar pur și simplu arată genial. Mereu cum mă întorc la juculețul acesta, mă uimește. Uimește grafica. Suntem cu un tânculeț pe câmpul de luptă, băieți, și suntem gata de bătaie. Tocmai ce am făcut și un tutorial de, cred că, o oră. A simțit jocul nevoia și să mai bagi un tutorial așa frumos și mi-a reîmprospătat memoria, îi vedem pe băieții răi și suntem gata. Mamă, voiam să-l sparg pe ăla, dar ce să mai tragi, mă, că au tras direct băieții. Un joc tactic, îl știți și voi și le mulțumim băieților de la War Gaming pentru sponsorizarea episodului. Sunt mereu drăguți și susțin și canalul. Și nu numai pe mine, băieți, ci și pe dumneavoastră. Veți găsi un link în descriere. Jocul este complet gratuit dacă vreți să-l încercați. N-are nici cerințe foarte, foarte wow. Uite cât de albastră e apa. Mă arată prea bine. Batem pe ăsta sau pierdem de la bun început? Ia să vedem. Dacă e punctul verde, înseamnă că îi dă mult damage. Tulește-o că trage altul mine. L-am spart pe băiat. Dar trag și ăștia după mine, băieți. Deci aveți link în descriere în caz că vreți și voi să vă jucați. Nu neapărat să dați click acum pe el, dar ca și idee, poate după ce se termină video, dacă se interesați așa. De ce vă spun? Pentru că este o ofertă pentru oamenii care nu s-au mai jucat World of Tanks până acum. A văzut careva, dar nu știu care. Nu știu ca... îl văd. Care a tras, bă! Pentru jucătorii care nu au mai jucat World of Tanks până acum, veți primi și dumneavoastră un mic tanculeț. Hai să încercăm un Heavy Tank Destroyer, care dă foarte mult damage. Veți primi și dumneavoastră un tank de Tier 3, gen cum este acesta, dar nu exact modelul respectiv. Hai să ne unim și noi pe la un Tier 7, ceva de genul, și băgăm un battle. Pe linkul din descriere vi se va adăuga un coduleț și dacă nu ați mai jucat World of Tanks până acum, bun, primiți 7 zile premium, 500 gold și un tank gratuit, iar noi hai să trecem la treabă. Poți să zici ce vrei de jocul ăsta, dar uite-te la grafică. Eu nu glumesc când vă spun că arată absolut genial. Hai să spargem și noi niște băieți. Avem un tank destroyer care cred eu că ar trebui să dea mai mult damage. Vedem. L-am ratat la creștet. Nu știu dacă să mă bag sau nu, sunt 3 tankuri aici. Ia să vedem. Armura n-a fost spartă. Fiecare, mamă, câta tank are să pe lângă al meu. Fiecare tank are un punct slab. Ia uite-o pe asta. Nu, era bine. Dă-te back. Bă, i-am dat ceva, să știi că i-am dat ceva. I-am dat mult mai mult decât mi-a dat el mie. Numai că acum va campane Mernicu. S-a dus băiatul, ați văzut? Vai, mă, e ușor să faci kill-uri, dar... Ai, e nasol la câte văd și ei și... Din interiorul tankului era să uită fix spre mine. M-am 15 viață. Bă, de ce dă asta tocmai mine și nu dă în tankurile mari? Mă rog, mergem la troleală, că nu mai cu 15 HP. Nu mai avem ce facem. Sparge-l pe nebun! Ok, cred că o să mă maschez după ăștia mari. Adică sunt efectiv papa. În modul acesta de joc, cred că trebuie să capturăm baza sau să spargem tankurile inamice. Am depistat un băiat rău. De ce mă blochez eu mereu în ăsta? Nu știu. Și am murit! Bă, și puteam să trag în el. Nu știu dacă ați observat, dar circulețul acolo din mijloc, dacă e verde, înseamnă că îi putem da damage. Ok, deci de trecut am selectat și Tank Destroyer, dar am selectat și... nu se vede de face cam. Ok, vă arăt de repede. Am selectat Light Tank, adică tank ușor care merge repede, dar și Tank Destroyer. Acum am selectat doar Tank Destroyer și mergem și noi pe un tire. Cu cât e tire-ul mai mic, cu atât nici jucătorii nu sunt foarte avansați. Asta este ideea. Este mișto cum poți să distrugi casele, garduri, nebuneli. Ia, pot să trec prin asta? Ok, nu chiar casele mari, dar distrugi environment-ul. Suntem undeva printr-un oraș, habar nu am. Trebuie să capturăm steagul, baza inamică sau să batem toată echipa. Ia uite, am distrus toată casa. Nu, am tras pe lângă. Sniped, boys! Mă vede careva! Nu! Nu mă sparge! Nu cred.
Sparge, bă! Cum am ratat? Încercam să pus click dreapta pentru că spune auto-aim, dar nu mergea. Și da, s-au întâmplat chestii. Problema e că sunt singur și nu vreau să fiu singur. S-a sunat destul de deprimant. Ăștia încearcă să captureze baza. Înțeleg, ok, hai să facem și așa ca să vă arăt. Caz că nu știți, uite-l pe ăla în dreapta de tot, dar nu pot să întorc țeava. Deci uitați-vă sus, în mijloc, zice, scrie cu, că sunt două tancuri. Și... Uh-oh. Nu e bună, să cum a fost și nouă. Suntem două tancuri, acum trei. Și avem timerul acela care scade din ce în ce mai repede, cu cât suntem mai multe tancuri în zonă. Le capturăm baza sau îi spargem pe toți? Dacă ne elene... Oh, i-am dat calume. Vedeți cum e circulețul verde? Înseamnă că îi dăm mult damage. Mult de tot. Dacă e circulețul cu roșu, înseamnă că sunt șanse să ratăm. Și chiar dacă lovim, nu-i penetrăm armura ca să-l spargem complet. Victory boys! Bine, bă, nu uita să lăsați și voi butonul acela de like, băieți. N-am făcut mare lucru, adică am dat de 2-3 ori, dar așa este jocul. Din perspectiva unui începător care nu sunt eu atât de bun, dar și tankul ăsta e cam... îmi trebuie unul cu care să mă pot să pot să învârt țeava aia cât vreau eu. Suntem în orășel, băieți, ne-am întors. E prea mișto setarea asta să dispară toată interfața. Cât de clean e, dar cred că ai cum să joci, că nici nu mai știu unde tragi. Hai să vedem, heavy tank merge mai greu, îi se învârte tot asta, dar cred că tot la fel, dă mult damage. Îl văd pe acolo, m-a văzut și el pe mine. Îl dăm înapoi. Uitați, punctul verde. Oh, 129 la băiatul. M-a spart complet, holy. Cred că aici sunt mort. Mai mult ca sigur sunt mort. Cum naiba mi-a dat tot HP-ul? Nu știu cu ce ghiule a tras. N-am dat niciodată 300-400 damage. La mars, dar e că mor și eu aici. Se încarcă greu, rău. A? Îi văd aia, dar nu... Nu-i văd conturul complet. Opa. Văd un băiat rău acolo. Wow, chiar l-am nimerit. Hai, hai, hai. Oh, și-l spargem, băieți. E ca și moarte, mă. Bă, prea frumos le dau la băieți. Vine la cu viteză destul de mare. Suntem în câmp deschis, deci oricine poate să tragă în noi. Merge insane de repede tankul ăla. Sunt trei tankuri pe tip. E morțania. Și cred că sunt și eu la fel de morțania dacă nu mă retrag mai repede. Aha! Mi-a dat și el, dar dacă mai iese o dată, e mort. Bă, ăștia chiar nu se potolează, mă, băieți, dar oricum am pierdut meciul. Că mai suntem doar noi doi, da, am pierdut. Vedeți sus acolo în mijloc? Mai erau 5, 6, 7. Insane. Oricum, m-am descurcat minișor, dar n-ai ce să faci. Când pierde echipa, pierde echipa. Adică nu sunt destul de bun încât să car tot meciul. Un nou meci, o nouă hartă. Suntem cu un tânculeț care merge repede, așa că țineți-vă bine. Nu te cred. Nu, bă, fix când să... Ăla e 281, holy. Chiar i-am dat ca lumea asta, tot fuge pe aici, n-ai cum cu el. Dar e ăla, hai mă. Cineva e că vrea să tragă în mine. Și nu e bună. Punct ochit. Haide că-l văzusem. Punct ochit. Boom, 214, mă, mai deam o dată, era mort. Trebuie să ne uităm pe punct, de punctul verde și nu-l vedem. Vedeți? Și trag degeaba. Asta e, n-ai ce să faci. Ia uite-l pe ăla. E imposibil, mă, cum s-a dus fix pe el lovitura? Și mă sparge unul din dreapta. Hai să activăm reparațiile la motor. Cum? Asta în față. Se morțania. Am crezut că pot să... Cine dă în mine? Nu înțeleg, băieți. Unde e ăsta? Nu înțeleg, băi! Unde e?
Arată-mi-l! Ăla de acolo a tras? Ah, voiam să-l bat pe ăsta, dar m-am blocat în gard și apoi mi-era că vine altul din partea cealaltă. God damn it! Hai să trecem la treabă. În meciul anterior m-am dus fix în toate tankurile inamice din prima. Nu e o idee bună. Nu recomand. Mergem după băiatul ăsta să vedem dacă știe ce face. De asemenea, băieți, dacă încă vă mai uitați la episod, nu uitați să lăsați și butonul acela de like și aveți un link în descriere în caz că vreți să încercați joculețul, susțineți și canalul și primiți și voi la rândul vostru, dacă n-ați mai încercat World of Tanks, un tank gratuit și alte chestiuni. Îl văd pe acolo și a luat ăsta o petardă în bot. S-a cam săturat de joc, sincer. S-a cam săturat de joc băiatul nostru. Ce caută ăsta aici? Ce caută ăsta aici, băieți, vă întreb? N-are nicio logică. Și eu sunt Morțania. Bă, el a murit, dar eu ce ne va fac? Uite, stau pe loc. A, da? Hai să vedem care moare primul. Mama, 7 secunde să încarc, cred că glumești. Ce ne va fac în tank? Dorm? Joacă jocuri. Tankul nu are nimic, chiar dacă ne-a lovit destul de tare, nu a spart nimic esențial să fie nevoie să fie reparat. Deci e ok momentan. Îi văd pe băieți acolo, îl mai văd pe unul. A? Dacă te bagi printr-un fiș și așa, nu mai ești văzut. Îți dispare numele, uite cum mi-a dispărut. Mamă, câta petardă am de ăsta, băieți. Fac o prostie, băieți, dar ne ducem. Hai că n-am făcut prostie, credeam că o să mor. Dar n-am murit, ce să vezi? Ăla, încă mai campează acolo, îl vedeți în dreapta? Doarme în zona aia. Hai să vedem dacă pot să-i dau o mică petardă. Mi-am cam luat-o, ce e drept. E greu, mă, e greu. Dacă faci trade cu ei și ești și tu lovit și ei te lovesc pe tine și așa, nu prea rezolv nimic, sincer. Nu pot să repar nimic la tank. Ăla fuge de rupe. Și asta a fost toată povestea noastră. Ia uite cum stau mărlanii. Nu. Nu-l lăsa să tragă. N-are cine să ne ajute aici. Nu știu cât de bine ne descurcăm noi. Aia sunt și trei. Vai, mamă. Ăla abia... Păi pe mine mă campa, mă, Jegu. Bă! De ce mă campezi pe mine? Ăla ce n-ai mă face? No, boys! Băi, mișto ceculeț, știi, dar trebuie să ai multă răbdare, mă. Trebuie să ai multă răbdare. Nu știu dacă e pentru mine jocul ăsta, știi ce zic? Trebuie să ai multă răbdare aici. Și oricum, pare genul ăla de meci pe care îl pierdem oricum, vedeți că nu mai era nimeni în echipă, mai eram trei oameni. Poți să dai seama de la bun început dacă pierzi meci sau nu, eu așa cred. Adică gen aici s-a terminat tot. Ia ce fac ăștia, se iubește. Mamă, 300 și are țeava în tankul lui. Ia, demo-i de ăsta, să știi. Crew stand, a dat stand, deci mai poate să tragă cu țeava? Nu mai poate, că are stand. Crew, adică oamenii din interior. Uf, la spart. Și care mai înviață nimeni. Ce e cel mai bine decât să încheie episodul cu un luz, băieți? De fapt, vă voi lăsa în suspans și nu știe nimeni dacă tipul ăsta va sparge 8 tankuri și va câștiga meciul sau dacă va pierde. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, băieți. Ce să vă mai zic? Ne vom vedea data viitoare. Pa, pa.